M-am întors din nou la dumneavoastră. Vom continua lucrarea noastră, un tutorial surpriză. Și vom continua cu partea de jos a lucrării. Așa cum am rămas la tutorialul de ieri, exact la jumătatea lucrării, pe linia mediană, noi vom începe să lucrăm piciorușele. Avem semnul aici, jos avem un număr de 48 de piciorușe scurte. Începând din acest moment, noi vom despărți lucrarea formând fiecare picioruș și vom lucra 24 de piciorușe scurte. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, iar în acest moment vom închide această parte a lucrării și vom intra aici în corespondența primului picioruș pe care l-am lucrat. Vom face un picioruș alunecat, deci vom închide totul cu picioruș alunecat. Voi face din nou un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Să reușesc să trec cu el în mod corect. Și din acest moment vom lucra în jos un număr de 10 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Deci vom avea 10 rânduri felul acesta. Când vom termina aceste rânduri, noi ne vom întâlni pentru a continua partea a doua lucrării. Deci, după ce am închis lucrarea, continuăm în jos cu 10 rânduri. Iar noi ne întâlnim după aceste 10 rânduri. Am ajuns la capătul celor 10 rânduri. Acum voi scurta firul și vom închide lucrarea, așa cum v-am arătat și alte dăți. Voi număra 1, 2, voi intra în cel de-al treilea picioruș, voi trage firul, voi întoarce înapoi pe dedesubt. Nu în același picioruș, voi sălta 1, voi face în felul acesta și nu se va vedea atât de evident locul unde am închis lucrarea. Bineînțeles, acest capăt de fir îl vom ascunde de desubt. Voi face un mic nod, așa, să-i dăm stabilitate.
Și am terminat primul picioruș. Acum vom începe cel de-al doilea. Vreau să mă scuzați dacă uneori mă exprim un pic greșit. Sunt, așa cum știți, eu lucrările mi le fac noaptea și, bineînțeles, dormind foarte puțin, oboseala se simte. Tutorialul pe care vi l-am prezentat ieri, l-am început la ora 2:30 noaptea și l-am terminat când deja afară era dimineața, zi. Acum, așa cum ați văzut, am făcut un ochi de lanț, am intrat în primul picioruș de aici și începând din acest moment, din nou vom număra 24 de piciorușe scurte, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sper că vedeți ceea ce lucrez. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acum suntem aici, între picioare. 20, 21, 22, 23, 24 și am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide cu un fir alunecat și din acest moment aici în mijloc am lucrat și în corespondența piciorușului alunecat pe care vă amintiți că l-am făcut în momentul în care am închis prima parte. Din acest moment vom lucra din nou 10 rânduri de piciorușe scurte. Astfel vom încheia și cel de-al doilea picioruș, iar apoi vom continua cu lucrarea. Deci piciorușe scurte, 24 la număr, 10 rânduri. Ne întâlnim la capătul acestor 10 rânduri. Am ajuns și la capătul celorlalte 10 rânduri. Voi scurta și aici firul. Îl voi ascunde, așa cum ați văzut că am ascuns și partea cealaltă. Celălalt crac de pantalon. De picior. Pentru că este un picior, de fapt. Chiar dacă este mai grosuț așa, dar este un picior. Voi ascunde firul de dedesubt. În același mod, voi trage, voi face aici un nod, să-i dau stabilitate și am terminat și această parte. Vom continua. Vom continua cu lucrarea noastră, vom lăsa un pic deoparte personajul și vom face papucei. Papucei vor fi egali ca și număr de ochiuri,
cu papucei moșului Crăciun. Deci voi începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Voi închide cercul magic, picioruș alunecat, aici în coasta primului picioruș. Rica întotdeauna face probleme. Felul acesta. Deci avem 2, 4, 6. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Intru bine aici, pentru că altfel îmi va rămâne un gol. 2, 6, 8, 10, 10 și ultima mulțire. Am obținut 12 piciorușe scurte. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, în următorul vom înmulți. Din nou un picioruș scurt, în următorul vom înmulți și vom continua astfel până la sfârșitul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2, iar în următorul, în cel de-al treilea, vom face o mulțire. Lucrând în acest fel, la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. 2, iar în al treilea vom înmulți. Și vom repeta. Noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat aceste secvențe de 6 ori, acum am obținut 24 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea vom face o mulțire. Vom continua în același mod. 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea vom înmulți. La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua ultimul rând de înmulțiri. Iar acum vom lucra 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4,
iar în cel de-al cincilea vom face o înmulțire. Vom repeta astfel pe parcursul întregului rând. 1, 2, 3, 4, iar în al cincilea vom înmulți. Lucrând în acest fel, repetând aceste secvențe, la capătul rândului vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum, ați văzut că am pus semnul despărțitor, voi face un schimb de culoare. Voi adăuga culoarea albă. Am început piciorușul scurt, însă îl voi închide cu culoarea albă și voi lucra câteva piciorușe cu cele două fire în spate, în modul de a le da stabilitate. Am mai lucrat noi în acest mod și vom lucra 36 de piciorușe scurte. Al doilea, pentru că numărăm și primul de aici care l-am închis, 2, 3, 4, 6. Aici vom abandona firul culoare nude. Și vom continua cu alb până la capătul rândului, numărând în continuare 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vă amintiți că aici am făcut schimbul de culoare, acum vom repeta de două ori, deci vom face două rânduri de 36 de piciorușe scurte. Vom lucra singure și ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am terminat și celelalte două rânduri de 36 de piciorușe scurte, acum voi continua rândul următor. Voi face mai întâi o scădere, deci voi lua doar prima parte a următoarelor două piciorușe scurte. Vă rog să mă scuzați. Și voi continua cu un număr de 32 de piciorușe scurte. Deci vom lucra 32 de piciorușe scurte. Și ne întâlnim la capătul rândului după ce am lucrat aceste piciorușe pentru a continua doar 32
invitați. Dumneavoastră, dacă doriți, le puteți număra. Nu este nicio problemă. Să înțeleagă, am scos microfonul suplimentar, cred că acum nu se mai aude acel zgomot pe fundal. De fapt, am ascultat doar foarte puțin din tutorialul pe care l-am încărcat ieri după amiază, ieri seară, de fapt, și mi se părea că nu se mai aude acel râit. Deci continuăm cu piciorușe scurte. Eu nu le număr pentru că știu exact ceea ce am de făcut. Dumneavoastră puteți număra. Am de făcut un picioruș scurt, iar acum voi face din nou o scădere. Deci voi intra doar în prima parte din fața ultimilor două piciorușe și voi face o scădere. Voi pune din nou firul despărțitor, voi începe rândul următor cu o scădere. De data aceasta voi scădea, de fapt voi scădea în același mod, pentru că este mai simplu. Doar că trebuie să fiu atentă, pentru că acest fir de lame uneori se mai încălcește aici. Deci am făcut o scădere, vom continua cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 30 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 30 de piciorușe scurte, acum voi face o nouă scădere. Acum avem un total de 32 de piciorușe scurte. Vom schimba firul despărțitor și vom face din nou o scădere. Deci următorul lucru pe care vom face va fi o nouă scădere. După care vom continua să lucrăm 28 de piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, cizmulița este exact același model, același număr de ochiuri, precum cizmulița Moșului Crăciun, pe care l-am postat săptămâna trecută. Și la aceasta eu doar am schimbat culorile. Și bineînțeles, veți vedea cu ce noutate am venit. Deci vom lucra cele 28 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului pentru a termina acest rând și vom continua. Aș dori foarte mult, dacă aș avea timp astăzi, să termin acest tutorial, dacă nu va urma cea de-a treia parte pentru mâine, în funcție de timpul de care dispun, până când încep serviciul. Dacă reușesc, dacă bătrâna e bună astăzi și reușesc să filmez ceva printre picături, ar fi minunat. Dar nu depinde de mine.
vorbind, încet, încet ajungem la capătul rândului. Cred că acum nu mai este o surpriză pentru nimeni ceea ce doresc să lucrez, dar oricum vă invit să urmăriți tutorialele până la capăt, pentru că eu cred că surpriza va fi destul de plăcută și așa cum am spus de nenumărate ori, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Mulțumesc pentru like-urile dumneavoastră, pentru comentarii, pentru vizualizări. În felul acesta îmi dați curaj să merg mai departe. Am ajuns la capătul rândului. Aici voi face ultima scădere. Din acest moment, noi am ajuns la un număr de, să vedem, 30 de piciorușe scurte. Acum vom face 10 rânduri de 30 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci de 10 ori, 10 rânduri, puneți firul despărțitor la începutul rândurilor, iar apoi le veți număra. Noi ne întâlnim la capătul acestor 10 rânduri pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 10 rânduri. Acum eu voi scurta acest fir alb și voi închide lucrarea. De data aceasta firul îl voi lăsa așa, pentru că vom face o mică danteluță aici deasupra cizmuliței. În acest moment vom atașa culoarea roșie și de aici, din partea din spate, este mult mai ușor, mai de preferat. Vom intra într-un anumit picioruș, nu are importanță care, vom trage firul și vom face un picioruș scurt, prinzând amândouă capetele de fir. Deci, un picioruș scurt. Acum, capătul de fir mai scurt îl vom lăsa deoparte și vom continua. Voi lua odată firul pe croșet, voi intra în piciorușul următor și voi face o jumătate de picioruș dublu. Și voi închide acestea. În următorul, am luat odată firul pe croșet, voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, în următorul voi face o jumătate de picioruș dublu. Foarte. Un picioruș scurt în următorul. Voi lua firul pe croșet, voi lucra o jumătate de picioruș dublu. Un picioruș dublu. Să-mi rămână în urmă fire, pentru că apoi se trage. Din nou o jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Și repetăm în același mod. Îl continuăm cu o jumătate de picioruș dublu. Acum știți cum se face, jumătatea de picioruș dublu, v-am arătat, mă refer la doamnele începătoare, de nenumărate ori. Cine nu știe,
Am luat, deci am firul deja pe croșet, am luat odată firul pe croșet, intru, acum am trei fire pe croșet și le închid pe toate trei deodată. Voi continua din nou cu un picior scurt. Vom intercala practic aceste piciorușe, acum din nou jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, acum acest capăt de fir vom încerca să-l ascundem și voi face aici o jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu. Sunt atentă să prind și firul din spate. Sper să-i dau un pic de stabilitate. Un picioruș dublu în următorul ochi. O jumătate de picioruș dublu în următorul. Sper foarte mult că vedeți ceea ce fac, pentru că nu reușesc să urmăresc laptopul. Așa, continuăm. Acum un picioruș dublu. Jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu. Un picioruș dublu. Din nou jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Și după cum vedeți, aici am rămas cu un singur picioruș nelucrat. Aici voi face un picioruș scurt. Și voi închide toată lucrarea cu fir alunecat. De aceea am spus că este nevoie să începem din spate, pentru a nu avea în față aceste imperfecțiuni, să le numim așa. Voi tăia firul cât mai scurt, voi închide lucrarea, îl voi introduce înăuntru, deocamdată îl voi lăsa așa, aceasta este cizmulița, le vom umple pe parcurs, eu am lucrat între timp și pe cealaltă, însă acum haideți să lucrăm mânuțele. Pentru mânuță voi începe cu culoare nude, în cercul magic voi face 6 piciorușe scurte, avem 1, 2, 3, 4, 5, voi închide, acum voi închide totul cu piciorul alunecat, voi pune firul despărțitor și în corespondența celor 6 piciorușe scurte vom face corespondența fiecărui picioruș o mulțire.
Deci la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem deja 2. Și ultima mulțire. Piciorușe scurte. Începând din acest moment, vom face 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra de 3 ori aceste 12 piciorușe, 3 rânduri. Ne întâlnim după ce terminăm aceste 3 rânduri să continuăm lucrarea noastră. Deci 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Aici în mijloc voi strânge mult mai bine cercul magic în felul acesta, să nu se vadă urât. Și vom lucra singure acum. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Acum voi face 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6. În acest moment voi face un ochi de lanț, voi lua firul odată pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu, îl voi ține pe croșet, al doilea picioruș dublu, voi ține pe croșet, al treilea picioruș dublu, voi ține din nou pe croșet, al patrulea picioruș dublu, voi ține din nou pe croșet, iar în acest moment le voi închide pe toate împreună, felul acesta, voi face din nou un ochi de lanț și voi continua celelalte 6 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul acestui rând. În felul acesta am creat degetul mare, fără să trebuiască să-l lucrăm separat, fără să trebuiască să coasem, să l-am lucrat deja dintr-o dată în lucrare. Acum vom continua și vom continua în felul următor. Am ajuns deci la capătul rândului, vom face 12 piciorușe scurte. 1 2 6. Vom intra prin spate, vom sări aici toată această lucrare care am făcut-o, toate aceste piciorușe duble, deci avem 6. Vom sări, deci, și vom continua. 7. Vom sări toată această nucușoară care s-a format aici. 7. 8. 9. 10.
Ce? Unsprezece. Și cel de-al 12-lea, piciorul scurt. Vedeți? În felul acesta am format degetul gros. Acum vom face din nou două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Vom lucra în mod normal. Două rânduri. Veți vedea apoi ce aspect frumos va avea mânuța. Nu este nimic greu, doar trebuie să fim un pic atente. Și să numărăm bine ochiurile, să nu ne încurcăm. Am terminat deja un rând. Acum voi face cel de-al doilea rând de 12 piciorușe scurte, vedeți? Ce frumos s-a format aici. Foarte simplu și foarte ușor. Voi lucra puțin cu dumneavoastră. Mai ales pentru doamnele începătoare, ca să poată înțelege mai bine. Până acum 10, 11 și 12. Deci am cele 12 piciorușe scurte. În acest moment vom schimba firul. Vom pune firul roșu. Ați văzut, am început acest picioruș, nu l-am încheiat pentru că îl voi încheia cu culoarea roșie. Voi trage bine firul bej în spate și din acest moment vom lucra în felul următor. 3 piciorușe scurte. Voi ține modul în care să pot prinde un pic pe dos capetele de fire. Aici este un pic mai greoi de lucrat pentru că spațiul este mic. Voi trage din nou firul culoare nude și voi lucra 1, 2, 3, cel de-al treilea. Picioruș scurt. Acum voi abandona celelalte capete de fir, deci voi scurta și firul culoare nude. Felul acesta. Deci am deja 3 piciorușe scurte. În cel de-al patrulea voi face o înmulțire. Din nou cu atenție să nu ne încurcăm în capetele de fire. Deci aici voi mulți în corespondența celui de-al patrulea ochi voi lucra două piciorușe scurte, din nou trei piciorușe scurte, trei,
corespondența celui de-al patrulea voi face o mulțire. Capitele de fire le voi pune înăuntru. Voi continua. Trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar aici, unde am atașat firul roșu, voi face ultima înmulțire. În felul acesta am obținut un număr de 15 piciorușe scurte. Și cu aceste 15 piciorușe scurte, uitați-vă ce frumos se prezintă mânuța, parcă ar fi o mânușă. Vedeți? Vom face 12 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Deci 12 rânduri. Vom lucra singure, dar mai înainte de a înainta cu lucrarea, vom pune înăuntru un pic de melană, nu foarte multă, un pic, cât să conturăm un pic mânuța aici, pentru că după aceea ne va fi mai greu să umplem. Vedeți, în felul acesta, nu mult, foarte, nu mult, nu trebuie să fie prea încărcată. Atât cât să păstreze formă. Deci ne ajutăm cam cu tot ceea ce avem la îndemână. Mai pun o bucățică. De aceea am lucrat împreună cu dumneavoastră ca să vedeți un pic modul în care dacă îmi pare prea multă, mai scot, nu este obligatoriu să umplu la refuz. Așa. Deci am făcut și aceasta. Acum vom continua singuri, încet, încet trag și fața de masă după mine, în sfârșit. Vom continua singure cele 12 rânduri, iar noi ne vom întâlni la capătul celor 12 rânduri. Am lucrat cele 12 rânduri de piciorușe scurte, am pus din nou firul despărțitor, am umplut mânuța cu melană, iar acum vom începe să scădem. Vom face un picioruș scurt, după care vom face o scădere, însă nu vom lua firul așa cum v-ați obișnuit. Voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi închide. După care voi continua cu un picioruș scurt și voi scădea din nou în același mod. Voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi închide un picioruș scurt, o scădere, sar un picioruș, intru în cel de-al doilea, voi închide. În felul acesta este mai ușor pentru doamnele începătoare, pentru că sunt diferite moduri în care putem să facem scăderi. Din nou, aici voi face un picioruș scurt, ultima scădere, nu este nevoie, voi scoate firul și vom face scădere după scădere. Deci voi intra aici, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, voi sări un picioruș, voi intra în următorul. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul. Acum, tutorialele sunt un pic mai lungi, pentru că am văzut că doamnele începătoare sunt foarte interesate și doresc să explic mult mai bine modul în care și ele să poată lucra. De aceea, tutorialele sunt un pic mai lungi, mai pe înțelesul tuturor. Acum scot firul despărțitor, îl pun deoparte, voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru că vom avea nevoie să coasem mânuța de corp.
Voi închide acest tutorial și în următorul, eu speram foarte mult să reușesc să termin într-un singur tutorial lucrarea noastră. Pot să dezvălui acum că lucrăm doamna Crăciun. Deci, uitați-vă și mânuțele, cizmulițele. Între timp, eu voi pregăti pentru următorul tutorial, însă, înainte de a închide, vreau să vă mulțumesc din nou pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru comentarii. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog să lăsați un comentariu, să lăsați un like. Dacă sunt probleme, dacă nu ați înțeles ceva, vă rog să îmi scrieți în comentarii, eu vă voi răspunde. Sunt Tatiana Andrie și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne reîntâlnim cu un nou tutorial să terminăm doamna Crăciun. La revedere!